La punctul 14 al ordinii de zi, se adoptă cuvântul majorității consilierilor în funcție. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, amenajare, teren de sport multifuncțional, handbal și mini-fotbal în incinta școlii generale, sat Peștișul Mare, municipiul Mândoara, județul Mândoara. Sunt situații de conflict de interese în compatibilități. Nu anumită domnul. Raportul Comisiei de Buget. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil. Comisia de Comerț. Aviz favorabil. Comisia de Cultură. Aviz favorabil. Dau cuvântul doamnelor și domnilor consilieri. Domnul Giorgiu. Domnul Mureșan și domnul Atenea. Vă rog, domnule Giorgiu. Mulțumesc. Cum în presa Barbești, care urma dispariția a 1000 de unități școlare, inclusiv grădinițe, din comasare, există un document de la Inspectoratul Județean Hunedoara în care se rezultă că școala din Peștiș nu va fi afectată? Precizez că la o postare de pe Facebook a ministrului Pop apar sute de comentarii, în special de la profesori, care îl anunță pe acesta că au primit ordini de la inspectoratele școlare să reducă posturile, fiindcă vor urma să închidă unități de învățământ, se vor comasa clase și vor exista profesori puși pe liber. În aceeași ordine de idei și în cadrul primăriei s-a discutat anul trecut opțiuni, idei, cum doriți să le spuneți, despre posibilitatea și oportunitatea comasării unor licee din Hunedoara. Și atunci mă întreb dacă există vreo garanție că aceste terenuri vor mai putea fi folosite de populație, știind că tot ceea ce intră în directa jurisdicție a Ministerului de Învățământ, cu greu mai poate fi desplasat ulterior spre alte destinații. Întrebarea este cine va deservi terenul, școala din Peștiș, primăria, câți elevi mai sunt la școala respectivă. Și vă întreb, n-ar fi mai indicat să construiască ca și locuri specifice de petrecerea timpului liber de către cei pasionați de sport asemenea locuri? Fiindcă un asemenea proiect, ca cel pe care ni-l propuneți, l-aș susține fără nici cea mai mică reținere. Nu doresc să ajungem în situația în care construim și apoi nu le mai putem folosi. Vă mulțumesc! Nu am primit nicio informare cu privire la cele 1000 de școli. Rețeaua școlară din municipiul Hunedoara, inclusiv dacă vorbim și de Peștiș, evident, nu suportă modificări, așa am trimis-o la inspectoratul școlar. O veți primi și dumneavoastră. Cât privește construirea unui teren de sport, nu se adresează, evident, doar copiilor, va fi și incorrect, se adresează tuturor cetățenilor din localitatea respectivă sau din cartierul respectiv, care doresc să facă mișcare pe domeniul public, într-un cadru organizat. Și acest lucru este demonstrat prin faptul că la școlile unde avem asemenea terenuri, există inclusiv tarif de închiriere pentru cetățeni, tocmai pentru a crește și veniturile acelor școli. Deci, rețeaua școlară, cred că a fost clar, nu suportă modificări în acest moment. Mulțumesc! Pot să adresez o întrebare. Deci puteți să votați liniștit terenul, că... Doream să vă întreb, în cazul în care, să presupunem prin absurd, că totuși s-ar dizolva, punem răul în față, școala din Peștiș, ce se va întâmpla cu terenul din punct de vedere juridic? Cui va aparține? Ministerului de Învățământ sau primăriei? Deci vreau să vă zic încă o dată. Prima materială e a primăriei. Și acum toate clădirile școlilor țin de primărie. Deci primăria în continuare va decide ce poate să facă cu acel teren și poate să-l trimită către populație să-l folosească pe mai departe. Bine, vă mulțumesc. Deci așa cum știți, vorbim de legea 215, nu? Și de domeniul public. Și prin absurd, nu cunosc, prin absurd, noi trebuie să fim ceea ce facem acum. Evident că avem și o predictibilitate pentru viitor, dar nu pot să spun ce se va întâmpla peste 10 ani, dar este domeniul public. Evident, satul, sau mă rog, satul aparținător Peștișul Mare, cu siguranță va exista
mult timp de acum încolo, nu cred că putem să punem problema așa. Vă asigur că puteți vota liniștit. E în regulă, vă mulțumesc. În cazul ăsta nu o să mă abțin de la vot, o să votez pentru. Mulțumesc, domnule Mureșan. Da, stimați colegi, n-aș putea să mă opun construirii unui element care face parte din structura educației sportive, indiferent ce destinație pentru copii, pentru maturi. Eu susțin însă o prioritizare a investițiilor în acest domeniu. În contextul dezbaterii, deci discuțiile despre finanțarea școlilor au apărut în contextul în care finanțarea cheltuielilor cu salariile trece de la primărie la minister. Noi avem un acord cu Banca Mondială cu finanțarea per capita, per elev. Și în foarte multe școli nu se mai pot asigura salariile profesorilor pe acest indicator. Sunt trei școli, Colegiul Iancu de Hunedoara, Colegiul Decelua din Deva și Colegiul Mihai Eminescu din Petroșan, dacă știu bine. Astea sunt cele trei școli care pot asigura prin acest mod finanțarea cheltuielilor cu salarii. Ceva făcut. Sau se comasează școlile, sau salariile vor fi în funcție de alocările per elev. Pot fi sigur, situații excepționale, condiții deosebite, dar abateri de la acest acord prea mult nu vor fi. Așa că, sigur, vor dispărea școli. Poate nu în anul ăsta școlar, da? Vor dispărea pentru că numărul copiilor de vârstă școlară scade. Asta este liber. Și transportul și așa mai departe vor suplini nevoile astea de educație și alte mijloci. Ce vreau eu să spun? În contextul ăsta în care avem bani puțini, avem resurse limitate, nu știu dacă ar fi mai bine să ne orientăm cu astfel de investiții spre acele școli care, în mod sigur, vor dăinui că sunt atractive, cum e Colegiul Național Iancu de Hunedoara, care face de câțiva ani cere pentru un teren de sport multifuncțional acolo și, mă rog, nici ei n-au știut cum să ceară, cum să propună și așa mai departe, nici nu pot ajuta, destul că un număr foarte mare de copii de acolo au o singură sală de sport. Sunt 3-4 clase pe oră care funcționează într-o sală de sport. Închipuiți-vă ce e acolo. Cred că dacă a măsurat cineva poluarea fonică în sala aia, ar închide-o. Deci, nu se poate. Eu v-aș vrea să aveți în vedere. De fapt, de asta am luat cuvânt. Mulțumesc. Da, mulțumim frumos, domnule Mureșan. Președinte, dacă îmi permiteți, este o falsă problemă. Terenurile se fac pe domeniul public. Acel teren de la Peștiș este al domeniului public, al municipiului Hunedoara. Că se află și în curtea școlii, foarte bine. Dar încă o dată, repet, aceste terenuri trebuie să beneficieze toți cetățenii municipiului Hunedoara. Nu doar școala sau elevii școlii, toți. Tocmai de aceea avem și un regulament, tocmai de aceea și predăm cuiva care să aibă grijă de el să se respecte acest regulament. În ceea ce privește construcția unui teren la Iancu de Hunedoara, va urma. Deci tocmai asta este prioritizarea, ceea ce vă propunem. Practic, prin ceea ce am promis, până acum am respectat. Terenul de la școala generală, fosta școală generală nouă, se adresează întregului cartier. Terenul de la fosta școală generală 12 se adresează cartierului micro 6 nord. Terenul de la Boș, locuitorilor din Boș. Terenul de la Zlaști, celor din Zlaști. În momentul de față și Peștișul, unde noi, ca administrație, ani de zile nu am reușit să facem mai nimic sau am implementat un proiect pe fonduri europene și am reușit să-l pierdem și știți despre ce vorbesc, cred că merită acest teren. Satul
statul respectiv. Evident că se vor naște dezbateri, pentru că dumneavoastră reprezentați și Consiliul de Administrație al unor școli și este o cerință îndreptățită. Să cere să fie prima dată la Iacu de Hunedoara și nu la Traian Alescu sau la, știu eu, Școala Generală 7 și nu la Școala Generală 6. Putem să-i asigurăm pe cetățenii municipiului Hunedoara că acest proiect început de câțiva ani va continua în așa fel încât să ținem cont, într-adevăr, și de numărul de elevi, pentru că este important acest lucru, dar să ținem cont și de nevoile tinerilor din acele cartiere pentru a le pune la dispoziție aceste mici baze sportive. Până la urmă, nu este ceva foarte complicat. Și Colegiul Iancu de Hunedoara are proiectul terenului. Evident că ați discutat și cu mine să vedem dacă poate să suporte ceva modificări, că am înțeles că totuși este o altă cerință și cu siguranță vom face în așa fel încât primii beneficiari să fie mulțumiți. Sigur. Așa vom face peste tot. Mulțumesc. Da, mulțumim. Domnul Ardelean. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să mă refer un pic tot așa la aspectele de prioritizare a investițiilor și m-aș referi, ca să nu mai iau cuvântul pentru același probleme, și la punctul 16 de pe ordinea de zi. Deci, după părerea mea, prioritizarea investițiilor ar fi bine să țină cont și de ce au școlile în dotare. Colegiul Național de Informatică Traian Alescu are o sală foarte bine pusă la punct pentru așa ceva, pentru desfășurarea orelor de educație fizică și pentru închiriere pentru comunitate. În schimb, de exemplu, Liceul Tehnologic Constantin Bursan nu are niciun fel de sală de sport. Deci este o sală de clasă care numai sală de sport nu poate să se numească și cred că ar avea mai multă nevoie de așa ceva. Deci, o prioritizare a investițiilor în funcție de și de ce au unitățile de învățământ în dotare. Vă mulțumesc. Da, mulțumesc. Da. Ceea ce spuneam, stimați colegi, se adevărește. Fiecare reprezentant al unui consiliu de administrație dorește ceva pentru unitatea pe care o reprezintă și este foarte bine că așa, pentru că nu cere decât lucrurile de bun sincer, sunt obligat să le explic. Am căutat să ne uităm la fiecare școală de ce a beneficiat sau de ce urmează să beneficieze. De exemplu, Constantin Bursan a intrat pe PNDL 2 cu ceva, cu ceva dotări și totodată va intra pe AXA 10. În schimb, la Traian Alescu, clădirea liceului nu este eligibilă. Am început niște lucruri mai de mult, trebuie să îndeplinește anumiți parametri. Și atunci încercăm să facem peste tot câte ceva. De aceea se află astăzi Traian Alescu, de aceea probabil în toamnă vom gândi o altă școală. Aici este vorba doar de niște documentații care se vor aplica pe primele 6 luni, evident, pe care urmează să gândim ce școală trebuie sprijinită prin acest program. Dar știți bine, dumneavoastră ați și votat în Consiliul Local, foarte multe proiecte pentru școli, pornind de la PNDL 2, și trecând prin fondul european, în momentul de față, AXA 3 și urmează AXA 10. Deci vom gândi împreună cu ordonatorii terțiari de credit toate aceste proiecte, inclusiv, evident, pentru Constantin Bursan sau, mă rog, ce ar mai putea să existe. Mulțumesc! Da, mulțumim, domnule primar. E bine de auzit că toate sunt luate în vedere. Între timp am văzut că s-a înscris și domnul Citean. Vă rog, dacă vă mulțumesc.
Trebuie să intervin. Sunt de acord cu construirea acestor terenuri de sport. Este foarte bine, dar vă spun, ieri când am aflat că sala de sport de la Matei Corvin este într-un hal de nedescris, de degradare, m-a făcut să iau cuvântul. Chiar nu ne gândim să prindem cumva și această problemă. Noi construim terenuri în aer liber, noi, dar pe sările care de avem. Deci suntem în situația în care noi ne apucăm să reparăm sala de la constructorul, că n-avem o sală. Sala aceea de la Matei Corvin poate că ar fi putut să trăia această acțiune care are loc bine. Eu vă spun sincer, nu am știut, dar ieri când am aflat că nu mai sunt geamuri, nu mai, e ceva de nedescris, o să trec pe acolo să văd, dar este domnul director aici, eu să fiu acolo, să fie în unitatea mea, să știu că am așa ceva, păi aș veni zilnic și aș intra pe ușa primarului, bă, da, afară, intru pe geam. Domnule profesor, dacă permiteți, s-a luat descoperit de la colegiul Matei Corvin, este așa de vreo 10 ani. Deci nu-i de ieri. Doi la mână. Păi chiar dumneavoastră ați votat Daliul pentru a-l depune la Compania Națională de Investiții. Nu pentru ce să mai vină la mine, că ne-am făcut treaba. Acum, indiferent cine conduce un guvern, fi de stânga, fi de dreapta, ceea ce ține de noi, noi facem, am făcut documentațiile, am discutat, așteptăm, evident, niște semne de la Compania Națională de Investiții și încercăm să ținem sub control tot ce este nevoie. Dar n-are domnul director nicio vină aici și nici dumneavoastră nu aveți nicio vină. Sunt probleme preluate de ani și ani de zile și nu putem angaja bugetul municipiului Hunedoara într-o lucrare care se află lista sinteză aprobată de către Compania Națională de Investiții. Ar fi deja o retragere de proiect, un proiect care a fost aprobat și care așteaptă să fie finanțat. O retragere de acolo și o cheltuire a banului public. Nu, cu banul public o să facem alte lucruri de investiție și în continuare așteptăm să primim un răspuns. Este o situație care nu ne onorează pe niciunul dintre noi, și pe cei care au fost în vechile administrații, și pe noi acum. Încercăm să facem, să dezvoltăm Hunedoara, așa cum s-a spus aici în sală. Ați și prioritizați cu sala despre când a fost primul ministru. Da, când a fost primul ministru în această sală, a întrebat care este prima problemă. Prima problemă era sala de sport, pe lista care a prezentat-o. Pe lângă alte multe probleme de ale noastre, chiar sala de sport a fost prima. Da. Mulțumim pentru precizări. Aș dori să trecem la votarea titlului hotărârii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Articolul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Articolul 2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Articolul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Articolul 4. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, unanimitate. Hotărâre numărul 19. Pe ansamblu, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. S-a adoptat în unanimitate. Bună ziua, domnule primar, domnilor și domnilor consilieri. Numele meu este Demetre Ladislau și sunt aici împreună cu ceilalți părinți care au putut veni din Veștișul Mare pentru a discuta problema care s-a vehiculat în presă, s-a discutat astăzi aici. Domnul director Voinie aici de față a discutat-o luni în ședință de la ora 11, din ce am înțeles, referitoare la închiderea unității școlare din Veștișul Mare. Am înțeles că în anul acesta școlar 2017-2018 nu va fi închisă. Doamna, noi am deținut numele și primarul rău, doamna Poforici, spunea că în 2018-2019, la fel, nu suferă modificări. Vrem să știm exact,
se va închide, nu se va închide, cine ia decizia? Domnul director, în al cărui subordine se află, dumneavoastră, domnule primar, vă rog. Inspectoratul școlar. În regulă, de la inspectoratul școlar am înțeles că peștișul mare la indice demografic al elevilor este pe creștere. Putem atunci avea o garanție că nu se va închide? Având în vedere acest aspect? Nu știu ce corespondență ați purtat cu inspectoratul școlar. Aș vrea să văd și o corespondență, ar fi utilă. Nu am purtat corespondența, am vorbit telefonic cu doamna care se ocupă de rețeaua școlară. Cine? Mai puțin. Doamna Oana Mureșan Alina. Am auzit de dânsa, da, asta nu înseamnă că nu există. Noi trebuie să discutăm instituțional. Instituțional înseamnă adresă de la... Dacă solicitația asta, pot să fac adresă numele primăriei sau colegiul Matei Corvin, căruia îi se subordonează școala generală 6, are totodată obligația de a vă informa. Mai departe, trebuie să știm toți că aceste școli sunt sustenabile, să folosesc cuvântul acesta, o perioadă lungă de timp, durabile, dacă sunt copii. Este logic. Dacă nu sunt și scad sub acea normă care există la o clasă, situația se modifică. Acum, interesul unei administrații locale nu este de a închide o școală, ar fi culmea, nici o grădiniță, din contră, încercăm să ne dezvoltăm. Nu pot să vă spun ce se întâmplă din 2019, dar eu v-am asigurat că în momentul de față nu avem de ce să alarmăm lumea, că nu știu cine a spus că se schide școala de la Peștiș, că pe mine nu m-a informat nimeni. Mi-a spus, informațiile au circulat în presă, s-a discutat în ședința de luni. Dar presă unde a scris de școala de la Peștiș? Nu a scris de școala de la Peștiș, dar lucruri zis. S-a vehiculat de unități din zonele rurale. Și apărea undeva Peștișul? Nu apărea Peștișul. De Peștiș s-a vorbit la ședința de luni. Eu vă înțeleg îngrijorarea, dar totodată trebuie să transmitem informațiile corect. Păi informațiile corect sunt cele care vi le-am expus. Chiar deloc. Nu putem discuta de lucruri la nivel național, pentru că nu știm dacă ne afectează și poate să impacientează lumea, pentru că e de înțeles, nu? Sunt copii, trebuie să te gândești, nu te duci. Și în momentul de față nu este cazul. În regulă. Și vom cere, dacă se solicită, date, dar nu știu dacă vor să poate îi da date despre anul 2019-2020. Referitor la rețeaua școlară, deja... Da. Iar în fiecare an se supune discuției. Și discuția, să știți că are loc la inspectoratul școlar. Nu are legătură cu primăria. Deci primăria nu este chiar în tot ceea ce gândesc unii dintre cetățeni. Deci inspectoratul școlar stabilește, se fac propuneri, ei știu, doamna Popovici, cred că nu greșesc, nu? Toate astea se discută acolo, în consiliile de administrație, domnul Voinia. Cred că domnul Voinia este, au fost o serie de ședințe. Există un sâmbul de adevăr. Există o presiune din... Există o presiune despre Ministerul Educației pentru reducerea costurilor cu personal. Și această reducere se poate face pe trei direcții. La didactic, nedidactic, didactic auxiliar. La didactic se poate face prin comasare de clase, adică să ai mai mulți elevi în clasă, care e o prostie pentru că efectiv micșorează calitatea actului didactic, cu care personal nu sunt de acord, dar se caută diverse forme de a reduce costurile cu personalul peste tot în țară. Și de aceea au apărut diverse variante. Și într-adevăr a apărut varianta aceasta. Am susținut la inspectoratul școlar că nu se justifică, pentru că la Peștiș mai avem actualmente o grupă de învățământ preșcolar care este mult peste limita legală stabilită de legea educației și două grupe de primari simultan.
care într-adevăr ele se apropie de limită, sunt în jur la primar simultan, sper să nu greșesc, în jur de 12-13 copii într-o grupă. Dar este necesar pentru interesul copiilor din Peștiș, al părinților de acolo, să păstrăm școala, chiar dacă asta implică anumite costuri. Deci putem să o păstrăm, putem să asigurăm pe cetățeni că... Dar din partea școlii nu va pleca nicio propunere, deși ni se cer propunere de reducerea costurilor, închiderea școlii de la... De fapt, noi putem susține, ca să înțeleg, clădirea, școala, în principiu, ca și clădirea, noi putem să o susținem. Problema este la inspectoratul școlar, care face reduceri de personal, de fapt. Eu, din ce am înțeles la inspectoratul școlar, mi s-a spus, nu am înțeles. Deci chiar asta s-a spus. Propunerile sunt făcute de către unitățile teritoriale. În principiu, în cazul nostru, Colegiul Matei Corvin. Deci dacă domnul director în viitor consideră că numărul de elevi nu mai este sustenabil, atunci poate să vină cu dânsul cu propunerea închiderii unității școlare de la Peștiș și comasarea cu generala numărul 6, care la fel este în subordinea dânsului. Putem avea garanția că nu va face asta, nu? Sau deci aveți promisiunea mea că prin pixul meu nu va pleca o propunere cu închiderea școlii. În cazul în care există numărul de elevi necesar. Sigur că da, nici nu se pune la discuție. Okay. Și cât există măcar numărul minim aprobat în legea educației. Logic, nu suntem absurzi. A doua problemă este referitoare la clasele 5-8, care au fost comasate cu... Adică au fost eliminate din, tot din școala Peștișul Mare, pe vremea fostei administrații, când dumneavoastră erați viceprimar, și s-a promis transport pentru elevi, care a ținut 2 săptămâni și de atunci nu s-a mai făcut deloc. Nu mai avem transport? Nu intră prin Nu avem transport pentru elevi, adică microbus școlar. Nu intră prin microbus școlar. Transport pentru elevi înseamnă transportul comun. Nu există, nu intră prin sat. Nu este același lucru. S-a promis microbus școlar pentru elevii claselor 5-8. Care a circulat 2 săptămâni și ulterior a fost retras. Cine a promis microbus? Când prea de acum? Nu știu cine a promis în perioada respectivă, se poate verifica. E o problemă. Întrebarea mea este dacă se poate adopta așa ceva legal, pentru că, din ce am înțeles, sunt alte sate care au acest transport asigurat. Noi vorbim de municipiul Hunedoara, nu de sate, că mai fost discuția asta și la Boș. Microbuzele școlare au fost date de Guvernul României în anumite condiții și de regulă, într-adevăr, pe comune. Și acolo o problemă, că trebuie reprezentant manager de transport, angajarea cu șofer, nu știu, cred că e o problemă și cu microbuzul de la Iacu de Hunedoara, după câte am înțeles, cu angajarea. Dar noi avem transport local. Noi putem asigura prin transportul local. Dacă este o problemă aici, o remediem, că ține de noi. Prin transportul local se asigură și am înțeles că la abonamente sunt reducere de 50%. Întrebarea era dacă este posibilitatea să se introducă transport școlar. Actuala legislație din... Pentru că atunci așa s-a spus. Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar acele afirmații nu au fost fondate pe lege. Drept dovadă că nu au putut să fie susținute. Da. Am înțeles. Vă mulțumesc frumos. Poate se poate face linie ca să intre prin sat, că atunci se linie și pe asta era ideea, că intră prin sat. Nu intră prin sat, asta e problema. Nu intră prin sat, de unde iau copiii? De la șosea. De la Gerul. Să intre prin sat, atunci ia prea pe copii, ca să nu iasă în șosea. Așa nu e Consiliul Local a dat dispoziție celor de la transportul comun, ca acum. Da, și intrau, dintr-o dată schimbă, dar cine a cerut un raport? Dumneavoastră? Cred că trebuie să le cer un raport săptămânal de acum înainte. Trimestrial, e cam mult. Deci vedeți cum, apropo, cum sunt conduse societățile comerciale. Cum sunt conduse societățile comerciale. Că nu știm că acea mașină nu intră prin sat. Da? Știți la ce mă refer. Stimați, colegi. Da, dimineață va intra prin sat. Mulțumesc. Nu se poate. Dumneavoastră ați hotărât să intre prin sat. Că dumneavoastră ați hotărât aici. Iar directorii noștri hotărăsc altceva.